Bună, azi vreau să vă arăt din nou antistresurile mele noi. Și aș vrea să încep cu această buritică, cred că am mai arătat-o, nu știu. Asta, buritica asta. Și vreau să vă mai arăt și ceva ce îmi place mult, ia uitați. Vreau să continui cu acest balon, nu e chiar fain, dar... Și, în primul rând, ce menul stres al meu este acesta. Este foarte fain. Ia, uitați, are un fel de... Are apă colorată în el. Este de șparcă, nu știu ce să zic. Și da, îmi place foarte mult. O să îmi dă cumpăi și să zici cu ea. Apropo, toate antistresurile mele sunt DIY. Să continui cu aceste două popituri. Da, nu sunt originale. Oricum, nu contează. Nu știu dacă se aude. Bun, acest popit. Iar acum vreau să vă arăt cum îl pocnesc. Ia uitați. Să că nu se vede. Ia uitați. Ce fain e. Bun, deci vreau să vă zic că ne-am comandat un popit original și va ajunge cam pe data de 22 aprilie, pe acolo undeva. Și mă bucur foarte mult pentru că este 16 aprilie, nu contează. Da, și de aștept să ajungă. Pentru că de mult îmi doresc un popit original, adică de când au început să existe, nu contează. Da. Vreau să vă mai zic ceva. Am să fac fiecare videoclip despre antistresuri, când o să strâng din nou încă 5 antistresuri noi? Cred cam da, așa arăta toate, cred. Nu contează. Mereu când o să strângă 5 antistresuri noi, o să fac un videoclip. Și da. Deja am o idee nouă de antistres. Deci, nu uitați de like și de abonare.